Și a murit, bă, a murit, a... Mamă, nu vine să cred așa ceva. Bă, băieți, de ceva timp a apărut un nou soi de șoarece când eu-s plecat și vine aici și se instalează în camera mea. Ia uite-l. O, ce mare. După cum vedeți, afară plouă, este o zi neagră, exact cum este și sufletul meu acum, pentru că am avut numai probleme și nu mai suport, îmi vine să bai. Și a murit, bă, a murit, a... Mamă, nu vine să cred așa ceva, cât am putut să mă enervez ieri și să... Ba. Dar am să vă povestesc. Ideea este că eu, în această situație de urgență, în această pandemie, îmi filmez pe câteva zile înainte și după care plec la prietena mea pentru a nu mă mai plictisi, adică îmi filmez 2-3 zile mai mult și după aceea stau 2-3-4 zile la ea, știi? Și îmi iau calculatorul după mine ca să pot să pun videourile, dar videourile sunt deja filmate. Și eu am plecat frumos, am ajuns ieri cu gândul, cu o seară înainte dormisem doar 4 ore, dar am zis, bă, las că muncă acolo, dorm, mai beam un șpriz, mă mai relaxez, stau, mai văd un film, adică merit. Ei, n-a fost deloc așa. Când am ajuns acolo, am observat că când am pornit calculatorul să-mi pun un video, asta se întâmpla pe la ora 12:01, nu a mai mers, n-a vrut să mai meargă, n-a vrut, bă, deci nu mai buta, nu mai buta, am încercat, am stat 2 ore, am încercat să-l fac, n-a mers. După care am sunat pe cineva, a venit acel băiat, a stat și câteva ore pe el, n-am reușit să-l facem, până la urmă am ajuns la concluzia că placa de bază s-a blocat. Am luat SSD-ul pe care aveam filmările și m-am dus la lectoratul pentru a le băga în calculatorul lui, ca să credeți, nu-l vedea. Deci SSD-ul meu, care era atât mic, de la mic, nu știu cum se numește, l-am băgat în PC-ul lui, nu-l vedea. Ok. Am asamblat înapoi PC-ul lectoratului, m-am dus la sălbatic. Acolo îl vedea, dar la aceeași problemă nu-l buta. Era clar, a fost de la SSD. Deci toate filmările mele, tot ce muncisem, era pierdut. Și tocmai de asta am postat decât un video, am postat, mama, am stat ieri toată noaptea să instalez Windows-ul. Bine că D-ul, adică hardul cel mare, cel de 3 tera, n-a avut nicio problemă și acolo am jocurile, am tot. Nu-mi vine să credeți, credeți-mă, ieri a fost o zi, băi, de tot căcatul, de tot căcatul, am stat și am muncit toată ziua. N-am dormit, n-am mâncat. Și ca să aflu că toată munca mea este pierdută și trebuia să... Stau și astăzi la prietena mea, dar m-am trezit cu noaptea în cap și am plecat direct pentru că trebuie să-mi fac treaba. Sincer, nu mi-este ciudă că s-a stricat, îmi este ciudă doar de acele videouri, jur, îmi este ciudă că am pierdut acele videouri la care am muncit, niște videouri mișto, de Forza, de CS, videouri mișto muncite și acum nu mai am nimic. Băi, și te oftică, ți-e așa o ciudă, mamă. Deci îmi venea să plâng și până la urma urmei este de la SSD, este mort, este... problema este, nu știu, nu vreau să fac reclamă proastă pentru că sunt foarte mulțumit de acest calculator, dar când l-am luat după 3 luni s-a stricat hardul cel mare, băieții mi-au trimis altul, mai bun, l-am pus și pe acela, acum văd că s-a stricat SSD-ul, dar s-a stricat când am pierdut deja totul, adică pentru noi oricum nu mai are nicio valoare, nu mă interesează acei 200-300 de lei cât valorează el, mă interesează doar să am înapoi filmările pe care nu o să... Băi, a fost o zi de tot căcatul, a fost cea mai proastă zi. Uitați-vă și voi cum sunt, nici părul, nici baie nu mi-am mai făcut, sunt așa... N-am avut chef ieri de nimic, deci am stat, gândiți-vă, de la ora 12 până la ora 9 seara, am stat în continuu, ba pe drumuri, ba am fost și am încercat să repar, n-am mers nimic, da. Și acum am ajuns acasă, după cum vedeți, plouă, e o vreme de tot căcatul. Deci era fost soare frumos, acum e o vreme de tot căcatul și trebuie să mă reapuc de treabă. Nu mi-e ciudă că trebuie să filmez, dar mi-e ciudă că toată munca mea s-a dus. Bine, măcar am reușit să ne instalez Windows-ul, e bine că am jocurile acolo, acum trebuie doar să vă uitez acest video. Am zis să vă fac acest video informativ doar pentru ca să știți și voi situația și de ce ieri am postat un video. Poate astăzi o să postez doar unul, nu știu. Poate astăzi o să, totuși o să mai postez un alt video, dar nu știu. Mamă. Păi deci, ieri, acum sunt mai bine, dar îmi venea plâng. Deci dacă eram singur, în norocul meu că mi-era rușine, bă, plângeam de ciudă, de nervi, de tot, nu mai puteam, îmi venea să mor, pentru că, nu știu dacă, bănuiesc că vi s-a întâmplat și voi când faceți un lucru, băi, și la, nu știu, nu neapărat la final, dar după ceva timp, toată munca voastră se duce dracu, mamă, și nu mai, și te suni de la zero, băi, vine să nu te mai apuci. Da, mă rog, asta este.
De asta v-am informat, am zis că sunt un informator. În trecut am lucrat la securitate. Da. Acolo e Bobiță care, uitați-l, e săracul de el, e udul că de aici. Îmi place lui Influaie, nu stel cum te vulpea mea. Vulpea deșertului. Apropo, zilele acestea o să urmeze un vlog în care ducem șeptarul, l-am modificat. Deja am comandat suspensia, a venit, trebuie să o punem, trebuie să mai rezolv eu câteva mici defecțiuni, după care, deci o să fie coborâtă, după care urmează schimbarea de culoare, nu știu încă ce culoare, o să fie o surpriză și pentru mine. Am vorbit deja cu cineva și în cel mai scurt timp o să o ducem să-i schimbăm culoarea. Nu știu dacă, vreau să scrieți chiar acum în comentarii ce culoare credeți că o să o fac. O să fie o nebunie totală. Abia aștept. Eu încă abar nu am, dar am așa câteva idei. Mă rog, da, eu cred că o să fie o surpriză, nu? Bobiță, vulpea deșertului. Tu ești, bă, vulpea deșertului. Ce faci? De ce mi-a stricat, bă, calculatorul? Zi, bă! Bă! Eu cu ce vorbesc? Zi, de ce l-ai stricat? Aici este cadavrul ambulant, ca să vă dați seama, acest stricat este fix această piesă de aici. Ăsta este SSD-ul meu, dar nu știu dacă focalizează. Ăsta este infractorul, deci ăsta este SSD-ul meu care s-a stricat. Da, n-am ce să-i fac. După cum vedeți, este demontat cu totul. Aici este placa video pe care și pe am dat-o jos. Am dat-o jos tot. Absolut tot am dat jos ieri. Și din păcate nu s-a întâmplat nimic. E un șurub pe aici care se tot plimbă și nu știu pe unde e. O să iau un SSD și o să-l pun aici separat. Asta este. În rest, hai să vedem dacă... Bine, eu acum când am plecat de la prietena mea mergea. Acum să vedem dacă mai merge. Ia să vedem, pornește sau nu pornește. Biruim ori numai biruim. Pornește, dar că și ieri pornea, nicio problemă. Bă, de ce ați pus mândeștea la mine pe birou? Asta e genunchiera mea pentru ligamente, că sunt lovit și la ligamente de câteva luni și... Dacă e treaba asta cu... Nici nu m-am curat să mă duc la doctor. Ia fete, încă nici nu prea mai pornește acum. Nu te cred. A, gata, a luat-o. Ia să vedem, mamă, să văd acum era și eroarea că dau cu camera prin el. Jur că dau cu camera prin el, jur. Gata, m-a pornit, hai că e bine. Uitați, nu mai am nimic, absolut nimic. E totul compromis. Da, asta e. Băi, deci jur că n-aș fi avut nici cea mai mică problemă dacă aveam filmările. Nu mă supăram, nu făceam nimic. Asta e, pierd tot, reinstalez. Nu e nici cea mai mică problemă. Da, frate, am pierdut filmările mele, munca mea, băi. E 10 jumătate, sper să apuc și o să pun și eu un video. Îmi pare rău, na, ăsta este videoul. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, așa plăcea enorm. Zilele astea au fost de chin pentru mine, a fost un chin total. Ieri a fost cea mai neagră zi din ultimul timp pentru mine. A fost o zi de doliu național, așa o să trec zi de doliu. Nu uitați să-mi dați mie un follow pe Instagram pentru că v-am cerut acolo ajutorul. Mulți mi-a spus că de la placă, alții că de la SSD, mulți ați avut dreptate, alții nu, dar nu contează. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile bune, pentru susținere și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!